fiind o ediție aniversară, bănuiesc că voi știți că sunteți fani activi, ediția cu numărul 50, da, mulțumesc pentru urări, am zis să filmăm această ediție într-un cadru un pic mai elevat și, de ce nu, elegant. La mulți ani, cafeaua de după! Și vouă tuturor, da, ne simțim aici mai în siguranță, dacă nu citim, mai răsfoim. Cum este citatul care apare acum pe Facebook? Că în timp de război nu se citesc cărțile, cărțile se citesc în timp de pace, în timp de... sau cumva, ceva de genul era. Tot timpul, dacă avem pasiunea asta, putem să punem mâna pe o carte. Știți? Când am vrut eu să lansez campania aia, să pun mâna pe carte. Acum e momentul. Că și ultima câștigătoare la Survivor și-o pus silicone de 400 de mililitri. Vă dați seama? Că cei care concurează în 2022 la ediția asta se bat pentru un litru de ulei. Vedeți? La diferență de numai un an. Extraordinar. Și nu înțeleg, domnule, studenții ies în stradă să protesteze. Vrem în continuare cursuri online. Bă, dragii lui tata, ați pierdut atâta timp offline, ați stat pe acasă, de pe laptop, știa tata, mama, știau ce face zi de zi. Și acum când s-o dat drumul, să veniți și voi în cămin, la colegi, la colege, mai o distracție, mai un curs citit, mai o plimbare în grădina botanică, oriunde, o cafeluță, o ceva. Voi vreți, ia, cursuri online. Bă, voi nu sunteți normali. Voi nu știți ce pierdeți. Lăsați dracului online. Haideți la școală. O mai auzit cineva zilele astea discutându-se despre Budăi? Mai știe cineva cine-i Câțu? Eu știu de doamna Dăncilă, e muza mea. Când fac greșeli gramaticale și nu numai. Mă interesează pe cineva în țara asta de Ciolacu, de toate privirile spre Zelenski, spre Putin, spre Kamala Harris. Ați văzut-o? Mamă, era mai înaltă ca Iohannis. Locul 2 la șefie pe America, Kamala. O strângeau papucii, i-o dat Klaus papucii lui. aproape au fost buni, au bătut-o puțin la picior, dar a zis că pentru asta, Iohannis, dragă, mai trebuie să cumpere încă 300 de avioane de la noi. Și... uac, 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 uac. Cafea n-am avut, că vorba aia, mai trebuie un ulei în casă, vă 300 de chile de drojde, asta e, dar voi știți, pe buymeacoffee.com, îi bine primit, /Nicu Bendea. Mă duc să mă recenzez, a început recensământul, nu știu pe soacră la ce s-o trec, mijloace fixe, mijloace mobile, îmi ziceți voi în comentarii. Weekend plăcut, pace, liniște și mergeți, mă, la facultate!